Ieri în Parlament am spus foarte clar că jocul politic în România a ajuns mult prea departe. Mai mult decât atât, am făcut un apel către toți liderii de partide politice cu reprezentare parlamentară să ne strângem, să găsim o soluție pentru prioritatea României, care este pandemia, și să găsim o soluție politică. Mai mult, ieri am spus, e cazul ca noi, oamenii politici, să facem un pas înapoi și să lăsăm specialiștii să-și dea cu părerea și să spună ce este mai bine de făcut în România în acest moment, în care ieri au murit mai mulți români de COVID decât toate decesele adunate din Uniunea Europeană. Ținând cont de aceste lucruri și de ce am spus ieri, am fost astăzi la consultări, însoțit lângă secretarul general al partidului și prin vicepreședintele partidului de doi specialiști în zona sanitară, de domnul profesor Afila și de domnul profesor Străinu Cercel. Mai mult de jumătate din discuțiile cu președintele României au fost în ceea ce privește pandemia. Decizia de nominalizare a unui prim-ministru îi aparține, conform Constituției, președintelui. Rămân consecvent și cred că o soluție pentru România pe termen mediu, nu pe termen scurt, este un guvern cu largă susținere parlamentară. Din decizia Partidului Național Liberal de a face altă desemnare decât domnul Câțu, noi am înțeles foarte clar că se dorește o conturare din nou a unui guvern de dreapta, deoarece știm cu toții că singura solicitare a USR-ului a fost ca domnul Câțu să nu fie prim-ministru. Vom vedea pe cine nominalizează exact președintele României și pe urmă ce majorități se vor creiona în sensul de susținere a unui guvern. Având în vedere că Partidul Național Liberal, prima opțiune a PNL, nu este ascult. Așa. Microfon. Dacă premierul desemnat vă va contacta pentru susținerea unui guvern minoritar în acest moment, care este poziția PSD? Exclude în continuare să susțină un guvern minoritar, așa cum la unison în ultimele zile toți liderii în spațiul public ați susținut asta? Cred că ați început cu un neadevăr. Faptul că Partidul Național Liberal are opțiuni. Eu cred că Partidul Național Liberal nu are opțiuni, fiindcă Partidul Național Liberal are o decizie că nu discută cu Partidul Social Democrat. Așa știu eu. Nu cred că liderii Partidului Național Liberal încalcă statutul ca să vorbească. Are și o decizie că membrii nu mai face guvern cu USR. Ca să ai o opțiune, înțeleg că a fost un dialog între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Nu a existat acest dialog până în acest moment privind formarea unei majorități. Conform spiritului Constituției, Partidul Social Democrat a câștigat alegeri. Dar n-ați mers cu o propunere de premier astăzi. Și atunci, Partidul Social Democrat nu poate face parte dintr-un guvern cu largă majoritate fără să aibă primul ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat. Stați ca să fie lucrurile cât se poate de clar. Păi tot cât se poate de clar, vă întreb și aș vrea un răspuns clar la întrebare. PSD exclude susținerea unui guvern minoritar format din PNL și UDMR cu Nicolae Ciucă premier? În acest moment nu avem un candidat de prim-ministru desemnat. După ce vom avea... E o chestiune de timp, domnule Ciulacu. În momentul în care vom avea un prim-ministru desemnat, conform spuselor de ieri în Parlament, vom avea un dialog pentru crearea unei majorități.
Cu Nicolae Ciucă, nu? Și vom vedea ce decizie vom lua. În acest moment nu este o decizie luată în vreun sens sau altul în interiorul Partidului Social Democrat. Această nominalizare și discuția despre susținerea unui guvern minoritar împarte Partidul Social Democrat în două tabere în acest moment? Cel mai stabil partid din România în acest moment și din punctul nostru de vedere și cel mai responsabil partid din România în acest moment este în continuare Partidul Social Democrat. Există opinii în interiorul partidului, mă mândresc cu acest lucru. Bun, și ultima întrebare din partea mea. Dacă ajungeți să discutați cu PNL și ajungeți să luați decizia susținerii unui guvern minoritar PNL-UDMR, Partidul Social Democrat ar putea cere în schimb șefia Camerei Deputaților la aceste Partidul discuții Social cu PNL? Partidul Social Democrat nu cere nimic. Haideți să depășim primele momente. Vă doriți această funcție pentru PSD? Nu e prima oară când o spun, mie mi-e suficient șef la Ciuma Roșie și mi-ocupă oricum tot timpul. Nu pentru dumneavoastră, poate pentru altcineva. V-am răspuns. Mă rog. Maria Moiș, Digi24, ar fi potrivit, din punctul nostru de vedere, Nicolae Ciucă să conducă guvernul acum, în plin val 4 al pandemiei? Este o decizie pe care o ia președintele României. Nu ia liderul opoziției și nici partidul din opoziție. V-am întrebat conform altceva, dacă din punctul dumneavoastră de vedere Constituției, domnul Ciuc ar fi potrivit, ar putea să... Eu n-am spus că ar fi potrivit. Își asumă ca și, trebuie să fim foarte clari, dezastru din sănătate trebuie asumat atât de președintele României, cât și de domnul Câțu, cât și de domnul Orban, cât și de domnul Barna, cât și de domnul Vlad Voiculescu și de domnul Cioloș. Sub nicio formă de PSD-ul. N-am hotărât noi ca să ne asumăm. Fiecare își asumă deciziile. Din delegație au făcut parte și doi specialiști pe care partidul i-are în domeniul sănătății. Au fost și discuții în acest sens cu președintele Klaus Iohannis. Vă mulțumesc. N-am înțeles. Dacă ați discutat și probleme de sănătate despre criza sanitară... Mai mult de jumătate din discuția cu președintele a fost și domnul Rafila vă stă la dispoziție. Domnule Ciolacu, până acum spuneați că alegerile anticipate sunt singura de fapt modalitate să ieșim din această criză. Fără să vă întrerup, cred în continuare. Și totuși spuneți că sunteți deschis la un dialog cu cei de la PNL. Conștienți și eu și dumneavoastră și românii că în acest moment nu se pot face alegeri anticipate când avem peste 500 de decese. Atunci îl susțineți pe Nicolae Ciucă doar pe o perioadă de timp scurt, astfel încât după să declanșați alegeri anticipate? Cred că face, ce mă întrebați dumneavoastră, face parte dintr-un joc politic. Noi sperăm responsabil, la fel cum îl dorim și de bună credință, cum îl dorim și noi și cu parteneri de discuție. Pentru că a venit acum o informație de ultimă oră. Florin Câțu vă va chema astăzi la Vila Lac. Am zis Florin Câțu, nu premier, așa? Nimic. Florin Câțu vă va chema astăzi la Vila Lac pe în dumneavoastră și pe Dacia. În calitate de președinte PNL, partidul care a făcut o nominalizare de premier în persoana lui Nicolae Ciucă. Dacă dorește președintele Partidului Național Liberal să ne cheme la vreo discuție, întâi să-și schimbe deciziile partidului. Deci, de a avea discuții cu Partidul Social Democrat. Conform Constituției și cutumelor, Partidul Social Democrat în acest moment nu poate să aibă o discuție decât cu primul ministru desemnat de către președinte. Deci în niciun caz nu veți merge la Vila Lac pentru o discuție cu Florin Câțu și cu Dacian Cioloș. Cred că a fost suficient de clar. Păi, în prezența și domnului Nicolae Ciucă, dacă va fi și premierul desemnat. Nu, întrebarea dumneavoastră a fost foarte clară. Da. Dacă Partidul Național Liberal ne invită la Vila Lac, răspunsul meu a fost de asemenea foarte clar. Ca să avem un dialog cu Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal trebuie să schimbe decizia că nu discută cu Partidul Social Democrat. Mi se pare minimum de bun simț pe care îl putem dacă avea. Dacă invitația politică va veni și din partea lui, să ne asumăm deciziile pe care le luăm în timpul carierei politice. Dacă invitația va veni din partea lui Nicolae Ciucă, veți da curs acestei invitații? Vom avea o discuție cu primul ministru desemnat dacă acela va fi domnul Ciucă. Domnule președinte, în discuția, și avem sediu la PSD, după în cum ați discuția cu șeful statului, domnul Klaus Iohannis v-a spus care ar fi propunerea de premier pe care și-o dorește și v-a cerut ajutorul pentru că are nevoie de stabilitate. Președintele României nu a spus explicit la ce propunere se referă, a făcut profilul propunerii și
a făcut un apel de responsabilitate a situației în care ne aflăm în acest moment, care nu este responsabilitatea Partidului Social Democrat. Este responsabilitatea, în primul rând, a președintelui și a fostei coaliții de dreapta. Și profilul este cel al unui general de 4 stele? Eu văd prin faptul că domnul Câțu, care până mai ieri excludea să nu fie desemnat prim-ministru, retragerea dânsului, de fapt, o invitație a USR de a reveni la guvernare. Profilul despre care va vorbi președintele este cel al unui general cu 4 stele? Ducea într-o direcție militară. Am înțeles. Este o oarește contrazicere în discursul dumneavoastră. Vorbiți despre nevoia de stabilitate, dar nu vreți să vă asumați în niciun fel susținerea acestui guvern. Nu se poate stabilitate fără votul PSD-ului, atâta vreme cât USR-ul nu va fi cooptat la guvernare. Știți foarte bine matematica parlamentară. Până să mă certați pe mine, haideți să le luăm pe rând. Nu vă întreb. Parcă ieri a fost domnul Cioloș în Parlament și nu i-a trecut guvernul. A făcut un apel la toți parlamentarii să votăm de urgență un guvern minoritar. Pentru că este o soluție. S-a răzgândit domnul Cioloș, dacă nu mai e vorba de dânsul, nu mai votează un guvern minoritar? PSD-ul, eu știu că noi până acum am fost în opoziție. Și am încercat prin specialiștii noștri să spunem că nu fac bine ceea ce fac, nici în domeniul de sănătate, nici în domeniul economic. Puteți rămâne în continuare în opoziție, dar invocând nevoia de a depăși această criză sanitară. Nu avem o decizie luată în acest sens în interiorul partidului, dar, repet, am făcut un apel eu personal ieri în Parlament ca toți liderii politici să găsească o soluție pe o perioadă chiar și limitată de a depăși această criză. Totuși să ne întoarcem la români și la nevoile românilor. Imediat după ce Dacian Cioloș a fost desemnat premier de către președinte Klaus Iohannis, ați anunțat că nu-l votați sub nicio formă. Nu sunteți dispuși să negociați cu ei. Luați în calcul să negociați cu Nicolae Ciucă pentru formarea unui guvern stabil să trece peste această criză sanitară și economică? Imediat după, am zis că nu-l votez pe domnul Cioloș. Da, a spus foarte clar, înainte când a fost desemnat domnul Cioloș, că nu mă așteptam ca domnul Cioloș nu m-a contactat, nu a venit să discutăm în privința unei eventuale susțineri care, iertați-mă, cu aceeași nominalizare la Ministerul Sănătății după ce avem acest dezastru, ar fi fost aproape imposibil. Surse din interiorul Partidului Național Liberal vorbesc despre preluarea portofoliului de la sănătate de către Nelu Tătaru. Din punctul dumneavoastră de vedere, Nelu Tătaru ar fi potrivit să preia această funcție? Nu mă interesează absolut deloc ce vorbesc în interiorul Partidului Național Liberal, membrii Partidului Național Liberal. Eu n-am o interdicție de la colegii mei de a vorbi cu ei, dar credeți-mă că nu mă interesează. Mulțumesc. Avem o discuție cu primul ministru desemnat. Vă mulțumesc, o zi bună!